Caravana 10 pentru folclor a ajuns luni 11 februarie la ora 12 la școala gimnazială Miron Costin din cartierul Burdujeni. Cu acest prilej a avut loc și deschiderea proiectului 10 pentru folclor, ediția 4-a. La deschidere au participat primari din județul Suceava și cele 10 persoane care au pus bazele proiectului. Cu implicarea a artiștilor din 5 județe, suntem foarte bucuroși că anul acesta avem reprezentanți din Maramureș, din Sibiu, din județul Iași și, bineînțeles, din Botoșani. Alături de Suceava am pregătit o ediție cu totul și cu totul specială. Este într-adevăr un maraton de 10 întâlniri spectacol, dar cred că mai greu a fost prima dată, acum ne-am obișnuit, știm ce avem de făcut și cred că am putea lua chiar mai mult de 10 localități într-o săptămână. Ne-a fost foarte ușor să facem acest lucru pentru că nu este distanța mare între Suceava și Botoșani. Mă bucur că cei de la Consiliul Județean au acceptat această idee de a aduce o nouă orchestră în proiect, în ideea de a translata proiectul către Botoșani și cred că era și firesc în condițiile în care doamna inspector Loredana Ceică, trompetistul Constantin Mândrișteanu, maestru coregraf Cosine Leonte, maestrul George Sârbu sunt botoșeneni, să facem translatarea către Botoșani. Cu tot cu anul acesta avem 40 de localități, am făcut un calcul scurt, cam 9 ani ar mai trebui să străbatem toate cele 114 municipii, orașe și comune din județul Suceava. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că acest proiect a reușit introducerea în școli a opționalelor de folclor. În primul rând, proiectul 10 pentru folclor în 2016 a fost un proiect unic la nivel național. Iar faptul că am ajuns la a doua ediție și mai mult decât atât, în 2018 am reușit să le exportăm și în județul Maramureș, iar în acest an ne dorim să ajungem și în județul Botoșani, confirmă faptul că este un proiect așteptat și pentru care există un grup țintă doritor să-l îmbrățișeze. Iar o altă confirmare a faptului că este un proiect de succes o reprezintă faptul că după 3 ediții în județul Suceava avem deja 124 de școli, cluburi și palate ale copiilor și 21 de grădinițe unde opționalul folclor a reușit să-și câștige adepți. Iar ceea ce mă bucură la acest proiect este faptul că cei 10 pentru folclor din 2016 au reușit să rămână și mai mult decât atât, în afară de faptul că au rămas nucleul dur de 10, dacă ne uităm în sală, cel puțin la prezidiu, echipa care implementează acest proiect este 10 la puterea 10-a. Astfel încât le urez succes în continuare și îmi doresc să fie în cât mai multe județe exportat acest proiect care s-a născut la noi în județ. Unul dintre cei 10 care s-au implicat în acest proiect este interpretul de muzică populară Alexandru Brădățan. Pentru mine este o mare bucurie să fac parte din echipa celor 10 pentru folclor ai județului Suceava și ne dorim din toată inima ca acest proiect să se extindă pe plan național, pentru că de la o zi la alta trebuie să conștientizăm valoarea tradițiilor și a zestre pe care, iată, neamul nostru, pe parcursul atâtor ani, ne-a făcut-o cadou și cade pe umerii noștri această responsabilitate de a duce mai departe tradițiile sfinte ale neamului nostru. Cum vi se pare introducerea în școli a opționalului de folclor? Eu am studiat folclorul ca și opțional pe timpul liceului, în clasa 9-a și a 10-a, și vă spun că mi-a prins foarte bine pentru că am învățat niște lucruri pe care nu le știam până atunci și cred cu tărie că introducerea folclorului în școli este un beneficiu pentru toți elevii. În această ediție s-au asociat mai multe județe care au oferit un spectacol în deschiderea evenimentului.
În acest an, caravana 10 pentru folclor va poposi la Gura Humorului, Vama, Iacobeni, Putna, Vicovu de Sus, Capul Câmpului, Stulpicani, Iazlovăț și Zvoriștea.